Mulțumim. Israelul este de acord cu o nouă încetare a focului, asta dacă Hamas va elibera încă 40 de ostatici. Între timp, altă grupare teroristă, Jihadul Islamic Palestinian, a publicat o nouă filmare cu doi bărbați răpiți din Israel pe data de 7 octombrie. În vârstă de 79 și 47 de ani, aceștia sunt printre cei 129 despre care se crede că încă sunt ținuți captivi în Fâșia Gaza. Scopul grupărilor din Fâșia Gaza este să sporească și mai mult presiunea pe Israel să accepte un acord de încetare a focului. În paralel, liderul Hamas a ajuns în Egipt pentru noi negocieri. Prima încetare a focului a durat aproximativ o săptămână și a permis ca 105 ostatici să se întoarcă acasă, contra 240 de palestinieni eliberați din închisorile izraeliene. Și desigur că această soartă a ostaticilor este doar unul dintre subiectele spinoase ale războiului dintre Israel și Hamas, în timp ce conflictul a ajuns în ziua 75, se impune tot mai mult și se pune tot mai mult întrebarea ce va fi după încetarea operațiunilor pe scară largă. Comentatorii politici sunt foarte clari, o pace durabilă este imposibilă dacă la putere în Israel rămâne coaliția de extremă dreaptă și, pe de altă parte, dacă statele care au susținut financiar Hamas nu pun stop fluxului de bani către gruparea teroristă. Andrei Negusiu, jurnalist DG24, specializat pe subiecte externe, este aici alături de noi și discutăm împreună cu el ce se întâmplă concret. Andrei, știu că pare că lucrurile târgânează de fapt acolo, însă presiunea foarte mare și a spune că rămâne, nu știm exact câți oameni ar mai fi în viață, care ar putea de fapt să fie eliberați în viață, pentru că nu avem astfel de actualizări. Da, până și israelienii au cifre diferite la un moment dat. La un moment dat se vorbea doar de undeva peste 120, acum vedem că ar fi 129. Cu siguranță este dificil să știm exact cât sunt. E o problemă spinoasă, de aceea, iată, acum din nou e presiunea pentru a putea fi eliberați o parte dintre ei. Am văzut, se vorbește de 30-40 de oameni. Cu atât mai mult cu cât există temerea că, pe măsură ce trece timpul, șansele lor de supraviețuire evident că scad. Este și acel scandal din ultimele zile legate de cei trei ostatici executați. Cei menționați mai devreme. Da, executați chiar de către trupele israeliene. Iată, au apărut noi informații. Se pare că a fost o primă fază în care ei au fost identificați de o parte a trupelor israeliene. Ei apăreau pe camera amplasată pe un câine de căutare, da, numai că undeva a fost în scurt circuit, informația n-a ajuns mai departe, ei au fost eliberați de acei militari, urmau să fie preluați de alții, dar iată, pentru că ceilalți nu au primit informația că sunt de-ai lor, că nu reprezintă în primul rând o amenințare, a urmat tragedia pe care o știm și iată cât de dificil este să supraviețuiești în aceste condiții. De aceea și presiunea pentru un nou acord, pentru că asta ar crește șansele de supraviețuire pentru ostatici. Și care sunt șansele unui nou acord? Aici este dificil. Liderul Hamas se află în Egipt. Este clar că sunt negocieri. De fapt, ce vrea dintre părți? Adică ce dorește o parte și ce dorește Hamas dorește să mai primească o gură de oxigen. Da, pentru că dacă nu există operații militare, are din nou șansa de a se regrupa. Pentru Netanyahu, desigur, pentru Israel, în primul rând, dacă vin acasă sănătoși, încă 30-40 de ostatici, nu poate fi decât un lucru bun. Nu știm ce șanse sunt pentru acest acord, deși toată lumea speră că se va ajunge la unul. Am văzut, din nou sunt eforturi, șefii CIA, șeful Mossad, sunt implicat Qatarul și Egiptul, ca de obicei. Și cum spuneați voi mai devreme, dincolo de acest armistițiu, care poate ar putea să veni chiar în câteva ore, dacă nu câteva zile, se pune întrebarea de viitor. Pentru că avem un teritoriu, o enclavă cu 2 milioane de locuitori, este evident că acolo condițiile de viață sunt înfiorătoare pentru că nu mai funcționează canalizarea, electricitatea e când e, când nu e, criza iarăși nu e. Criza umanitară e tot mai mare. Și marea întrebare se pune, cum poți să speri la o pace durabilă dacă rămân în scenă actorii actuali? Pe de o parte Hamas, da, care știm în actul său constitutiv are acea prevedere,
vedere de nu a recunoaște și de a distruge statul Israel. Pe de altă parte, dacă în guvernul israelian rămân naționaliștii, ultranaționaliștii, extrema dreaptă, care de asemenea sunt inflexibili și nu vor să se gândească la altceva și mai ales la soluția celor două state de care se vorbește atât de multă vreme și care pare în continuare cea mai bună. Și iată, reapar informații legate de faptul că puterea pe care a câștigat-o Hamas, influența, tot ceea ce a făcut acolo, cele rețeaua de 500 de kilometri de tuneluri și așa mai departe, sunt în parte vina lui Netanyahu și a politicii pe care a avut-o, pentru că el a lăsat să treacă bani din Qatar către Gaza, deci către Hamas, pentru că Hamas controla totul acolo. Vorbim de 30 de milioane de dolari pe lună, practic 1,1 miliarde de dolari în 6 ani, între 2012 și 2018. Evident, cu toți acești bani, Hamas s-a putut organiza pentru ceea ce trăim cu toții azi. Mulțumim, Andrei!